Se apropie sărbătorile și vacanța de iarnă, iar televiziunile din România își pregătesc vedetele, dar și programele pentru o perioadă cu totul specială. Despre ce este vorba, ne spune specialistul în industria de audiovizual din Alaska, Ciprian Aron. Bună seara, Luciana! Bună seara, doamnelor și domnilor! La televiziunea publică, testările s-au finalizat. Mulți au picat, dar și mai mulți au promovat. Emisiunile slabe rămân în grilă. Cel mai cunoscut membru al Consiliului de Administrație al TVR, Lucia Hosu Longin, nu înțelege de ce lumea spune că testul a fost dificil. A fost ceva simplu, un eseu despre Elvis. Cei mai mulți s-au apucat să scrie că omul se droga spre finalul vieții. Dar de unde știu acești răuvoitori cât mai are de trăit Elvis Săftoiu? A remarcat din Memorialul Durerii TV distinsa realizatoare. În rest, numai pace și bucurie. Din dragoste pentru telespectatori, știrile ne sunt aduse seară de seară de Mirciulică Radu. Iar duminica trăim același rahat turcesc cu Zâna Andreea Marin. Și aici vorbesc de prăjitură, pe bune. Ce înduioșător, Andreea a recunoscut motivul divorțului de Ștefan. Am aflat că a început să o bată și pe alta, a declarat Andreea. De cealaltă parte, Ștefan se apără. Nu știu despre ce vorbește. Cu Lavinia nu era violență domestică, era violență sălbatică, a precizat vedeta proului. Televiziunea care practic a împiedicat intrarea în vigoare a noului cod rutier. Am fi rămas fără știrile de la ora 5, au fost auziți șefii de la Pro. Și când au de dreptate, nu-i poți contrazice. De la iubitul licean al Oanei Sârbu, mergem la partenerul ei de viață, colonelul Turcescu. Pentru că sunt prea multe televiziuni de știri, mai mari de la B1 vor să treacă pe divertisment. Noua vedetă, cântărețul Robert, vocalistul trupei de skinheads prezidențial, a trecut la o muzică evanghelică. Acesta a lansat un șlagăr de afurisire a anticristoiului, care a defăimat Biserica Adorarea lui Traian Băsescu. Lovitura de imagine a iernii va fi dată de Antena 1. Dan Voiculescu a decis să se implice mai mult. Da, se poate și mai mult de atât. Vrea să apară cât mai des. Dacă vrea, își și dă drumul în direct. Problema este... se bazează pe mitologia succesului. Mitologia succesului. E de la răceală, doamnelor și domnilor. Bătăiosul lider de la PC ne-a mărturisit de ce l-adoră pe Mircea Badea. Face atât de bine șpagatul și fără zgomot. A spus vizibil impresionat șeful antenelor. De la sublim la superb, ce ne-am face fără ei? Puterea e la noi și cu ce ne ajută?